Bine ați revenit! Avem de găsit răspunsul la o întrebare despre o deplasare dus-întors pe apă. Să ne amintim. Într-o zi în care apa curge în canal în sensul pe care îl vedeți, barca se deplasează din punctul A în punctul B în 20 de minute și înapoi, din B în A, în 12 minute. Cu alte cuvinte, barca are nevoie de 20 de minute la dus, plus 12 minute la întors, 32 de minute pentru a parcurge distanța AB dus-întors. Și întrebarea este, într-o zi în care apa nu curge, de cât timp are nevoie barca ca să parcurgă aceeași distanță AB dus-întors? Vă arăt întâi cum găsește răspunsul un om obișnuit cu problemele de fizică. El gândește cam așa. Barca se mișcă uniform atât față de apă cât și față de mal, atât la dus cât și la întors. Iar legea mișcării uniforme spune că distanța este egală cu produsul dintre viteză și durata mișcării. Să-i spunem acestei durate timp și să o notăm cu T mic, ca să fie lucrurile mai simple. Deci legea de mișcare, pentru mișcarea uniformă, este cea pe care o vedeți. De mic, distanța este produsul dintre viteză și timp. Notăm distanța dintre cele două locuri între care se mișcă barca cu D mare, viteza bărcii față de apă cu V mic, iar viteza apei față de mal cu V indice A. Și acum scriem ecuațiile de mișcare, una pentru dus, una pentru întors, ținând seama de faptul că la dus, viteza bărcii față de mal este viteza ei față de apă minus viteza apei față de mal, în timp ce la întors, viteza bărcii față de mal este viteza ei față de apă plus viteza apei față de mal. Și atunci l-a dus în mișcarea contrasensului de curgere a apei, adică deplasarea în amonte, avem ecuația pe care o vedeți. D mare este V minus VA înmulțit cu T1, care se poate scrie D mare supra T1 este egal cu V minus VA. T1 fiind timpul necesar bărcii să ajungă de la punctul de plecare la punctul de sosire, deplasându-se contra sensului de curgere a apei. La întoarcere, ecuația este D egal cu V plus VA înmulțit cu T2, care se poate scrie D supra T2 este egal cu V plus VA. T2 fiind, evident, acum timpul necesar acestei deplasări. Și dacă adunăm aceste ecuații, obținem 2V egal cu D pe T1 plus D pe T2. În cazul nostru, 2V egal cu D pe 20 de minute plus D pe 12 minute, adică 2V este egal cu D 2 ori D supra 15 minute, deci viteza bărcii față de apă este D mare supra 15 minute. Acum, dacă nu curge apa, viteza bărcii față de apă este aceeași cu viteza ei față de mal, atât la dus cât și la întors. Și în acest caz, durata deplasării între A și B, dus-întors, se poate calcula cu relația care spune că timpul este raportul dintre distanța parcursă și viteză. Adică în cazul nostru, T egal cu 2D, pentru că distanța totală parcursă dus-întors este D plus D, supra viteza care este D supra 15 minute, deci T mic este 30 de minute. Acesta este răspunsul corect, găsit cu ajutorul fizicii și al algebrei. Barca are nevoie de 30 de minute pentru a parcurge dus-întors distanța de mare atunci când nu curge apă. Acum să vedem cum putem găsi răspunsul fără să scriem ecuații. De data asta nu vom mai apela la algebră, ci vom observa ceva. Ne putem gândi în felul următor. La dus, viteza bărcii față de mal este D pe 20 de minute, iar la întors este D pe 12 minute.
De ce sunt diferite cele două viteze? Pentru că, așa cum am mai spus, la dus, viteza bărcii față de mal este viteza ei față de apă minus viteza de curgere a apei, în timp ce la întors este viteza ei față de apă plus viteza de curgere a apei. Adică viteza de curgere a apei odată se scade, odată se adună. Dar asta înseamnă că dacă vom calcula media aritmetică a celor două viteze, și media aritmetică presupune să adunăm cele două viteze, cea de la dus cu cea de la întors, și apoi să împărțim suma pe care obținem, rezultatul pe care îl obținem la 2, atunci când vom aduna cele două viteze, viteza apei se reduce, pentru că, așa cum am spus, odată se adună, odată se scade. Și asta înseamnă că, de fapt, viteza medie pe care o obținem este viteza bărcii față de apă, care, când nu curge apă, este și viteza bărcii față de mal. Să calculăm această medie. Avem D pe 20 de minute plus D pe 12 minute, totul supra 2, și așa cum vedeți, cum ne arată calculele, rezultatul este D supra 15 minute. Deci, când nu curge apa, barca are față de mal viteza D supra 15 minute, ceea ce este echivalent cu a spune că are nevoie de 15 minute ca să parcurgă distanța D. De data asta, atât la dus cât și la întors. Și atunci înseamnă că are nevoie de 15 plus 15, 30 de minute ca să parcurgă distanța de dus-întors, și am găsit același rezultat. Pentru a găsi răspunsul corect la întrebarea de azi, trebuie să fiți foarte atenți ca să puteți identifica corect informațiile de care aveți nevoie. Doi prieteni s-au întâlnit pe stradă și a avut loc următorul dialog. Cum a fost în concediu? Am auzit că ai fost la mare. A fost foarte bine, deși în 13 zile a plouat. Păi atunci n-a fost prea bine, a plouat cam mult. Dacă ne luăm după numărul zilelor în care a plouat, așa pare, dar partea bună a fost că ploile au fost sau înainte de masă sau după masă, iar în restul zilei a fost timp frumos. Așa că în zilele cu ploaie am avut fie dimineața, fie după masă, timp frumos. Și cum ți-ai petrecut timpul? În funcție de vreme. În zilele în care n-a plouat, m-am dus la plajă atât înainte de masă, cât și după masă. Biletul de plajă era 20 de lei dimineața și 10 lei după masă. Iar când a plouat, m-am dus la plajă doar dimineața sau doar după masă, după cum mi-a permis vremea. Ai cheltuit mult cu plaja? Nu. Știu că am plătit 220 de lei pe biletele de dimineață și că în total am cheltuit cu plaja 340 de lei. Folosindu-vă de informațiile din dialog, puteți spune câte zile a stat la mare cel care a fost în concediu? Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre pe săptămâna viitoare.